Un blogger militar a fost ucis, iar 25 de persoane au fost rănite în urma unei explozii într-o cafenea din centrul orașului Sankt Petersburg din Rusia, a anunțat agenția rusă de presă TASS. Dispozitivul exploziv care a ucis duminică 2 aprilie pe bloggerul militar rus Vladlen Tatarski ar fi putut fi ascuns într-o figurină. Posturile de știri ale statului rus relatează că o femeie ar fi adus această figurină și i-a dat-o cadoului Tatarski. Potrivit RIA, ea avea figurina ambalată într-o cutie când a intrat. Bloggerul Vladlen Tatarski avea legături pro-Kremlin și a declarat public că susține invazia din Rusia încă din primăvara anului trecut. De asemenea, propagandistul a lăudat atacul Rusiei asupra Ucrainei și a spus că a fost cea mai bună dimineața sa. Tatarski avea 500.000 de abonați pe canalul său Telegram, iar în weekend-uri la această cafenea se adunau în cluburi de discuții. Vladlen Tatarski este originar din Makiev, iar în 2014 s-a mutat la Moscova, unde a început să se numească scriitor și soldat.